Exercițiul pentru cutremur va fi ținut minte toată viața de către doi tineri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Tânărul, care este maestru militar în cadrul ISU Argeș, a urcat pe clădirea din cadrul fostei platforme Aro, acolo unde, conform scenariului, se afla o victimă surprinsă la înălțime. Ca să acorde primul ajutor, a fost trimisă tocmai domnișoara paramedic din cadrul detașamentului Bradu. Toată întâmplarea a fost pusă la punct de către colegii viitorului Mire. Ajunsă pe clădire, domnișoara sergent major a avut parte de o surprinză imensă. Acolo a fost așteptată cu un buchet de flori de către iubitul său. Acesta a îngenunchiat și a cerut-o de soție. Cei doi tineri au fost felicitați de către colegi și către Ionuț Bogdan Minciunescu, subprefect al județului Argeș.